Gabriel Bărcaținu să le prezinte celor din teritoriu măsurile care vor fi luate pentru ca procesul electoral să se desfășoare în mod corect. Așa se face că mai mulți ofițeri din cadrul Corpului de Control al MEAI, împreună cu procurorii din cadrul Parchetului General, vor fi trimiși în 5 județe pentru a acorda sprijin de specialitate în cazul în care se vor semnala încălcări ale legislației în domeniu. Printre cele 5 județe alese se numără și Mehedințiul. Este bine pentru că colegii și noi vom fi monitorizați și vom vedea modul cum lucrăm și ne desfășurăm toate activitățile. Totodată, ministrul Administrației și Internelor a cerut forțelor de ordine să ia măsuri pentru ca și campania electorală să se desfășoare fără probleme. De asemenea, el a cerut sancțiuni drastice pentru cei ce sunt prinși că încalcă legea. Și va cer public șefilor de ordine publică, șefilor de poliție din toată țara, poliție județeană, colaborați, autoritățile locale. Este obligația dumneavoastră să colaborați, dar să nu faceți compromisuri în organizarea acestor alegeri. În ceea ce privește județul Mehedinți, deja la prefectura Mehedinți a avut loc o întâlnire între șefii poliției, jandarmilor, inspectoratul pentru situații de urgență și poliția de frontieră. Cu această ocazie s-a decis cine va asigura liniștea publică în preajma fiecărei secții de votare. Avem 278 de secții de votare la nivel de județ Mehedinți. Am vorbit cu fiecare instituție în parte, fie ea jandarmie, fie ea poliție, fie ea poliție de frontieră, fie pompieri, să văd și eu cine se ocupă de fiecare secție de votare în parte. Să știm exact ca să asigurăm un climat de liniște pentru cetățeni. Pe 10 iunie 2012, românii sunt așteptați la urne pentru alegerea primarilor, a președinților de consilii județene, dar și a consilierilor locali și județeni.